Sunt Ana Maria Cârstea și vă dau întâlnire la fiecare final de săptămână să descoperim împreună Vâlcea Turistică. Să pornim așadar în călătoria noastră prin Vâlcea Turistică doar pe Antena 3 Vâlcea. În continuarea ediției de sâmbătă trecută, pentru astăzi ne-am propus să ne fiți din nou alături în călătoria ce ne-a purtat pașii spre Stâna Cocora, un loc unde am avut marea bucurie de a întâlni oameni modești, cu sufletul deschis și care în orice moment ne pot oferi adevărate lecții despre curaj, demnitate și încredere. Departe de agitația de jos, la munte timpul curge parcă altfel, iar îndeletnicirile capătă o altă valoare. Și oricât de frumos ar părea pentru mulți dintre noi, lunile petrecute la stână nu sunt deloc ușoare. Veți putea afla astăzi de la doamna Mariana Semenescu, cea care ne-a primit cu atâta căldură la stână, că tot ce se petrece în lumea de la cote înalte este diferit. Și tot în cadrul ediției de astăzi vom încerca să subliniem încă o dată importanța pe care ar trebui să o acordăm recomandărilor venite din partea celor de la Salvamont, atunci când decidem să plecăm în drumeții pe munte. Nu vor lipsi nici poveștile de la stână și nici cele spuse la Mănăstirea Bistrița, acolo unde se va încheia călătoria în care ghid ne-a fost domnul Mircea Lera, șeful Serviciului Public Județean Salvamont Vâlcea. Eu zic să pornim la drum pentru că avem multe de povestit și arătat. În locul unde ai impresia că timpul se oprește în loc, unde priveliștea are parcă rolul de a te îndemna la meditație, unde totul capătă o altă valoare, ni s-au oprit pașii, ghidați fiind de domnul Mircea Lera în călătoria noastră la Stâna Cocora. Aici am găsit oameni pe cât de modești, pe atât de încărcați de energie pozitivă, ce aveau parcă rolul de a te captiva, de a te menține cât mai mult la ei. Pe doamna Mariana Semenescu din Vaideni am surprins-o învârtind la mămăligă, stâna tradițională de care se îngrijește primăria Vaideni, pentru ca tradiția să fie și aici păstrată într-un loc unde își îndreaptă pașii tot mai mulți turiști străini. Se face mămăliga mai repede, mai cum se face la stână? Da, fiind de foc de vatră, autopa se face mai repede decât pe aragaz. Lemnele de brad? Da, schimbă și gustul mâncării și aerul tare de munte. Toate contribuie, apa este mult mai bună decât cealaltă de acasă. Să le spunem, putem să le spunem telespectatorilor la ce stână suntem, în ce zonă, cu mai așa cu precizie? La Stâna Cocora. O stână destul de veche, înțeleg. Da, este veche. Moștenită din Moș, aparține de primăria Vaideni. O stână primitoare. Ce preparate nu lipsesc de la stână? Pentru cei care poate n-au fost niciodată la asta. În general, preparate lactate, care tot timpul se găsesc la o stână, este baza stânii, cum ar veni. Ne puteți da câteva exemple? Da, unt, brânză, mămăligă, smântână, brânză de burtuf, dar ocazional, nu tot timpul, spre toamnă. Deci, în general, cam de toate. De la vaci? Da, de la vaci. Noi aici suntem cu vaci, nu suntem cu oi. Noi vă lăsăm să mai mestecați, înțeleg că nu mai durează foarte mult și va fi gata, da? Da, mai este foarte puțin și este gata. Nu a
durat mult și echipa emisiunii Vâlcea Turistică a avut plăcerea de a degusta din produsele tradiționale, toate făcute la stână de doamna Mariana. Produse ce reușesc să atragă numeroși turiști ce ajung aici, după cum aveam să aflăm. Cum e să petreceți timpul aici la stână? Trebuie să recunoaștem că nouă, da, celor care venim în zonă destul de rar, ni se pare destul de frumos, ne bucurăm de aerul curat, de peisaje cu totul aparte, dar dumneavoastră sunteți cei care până la urmă duceți greul aici. Cum e să trăiți la stână și ce perioada anului stați aici? Se stă 4 luni pe vară. Noi ne-am obișnuit, nici să pare greu la munte. Este și greu când plouă, când este vreme rea, dar trece pe toate. Am văzut că aveți animale aici, aveți păsări, până la urmă e o întreagă gospodărie aici. Da, avem de toate. Păsări, porci, vaci, de toate. Și când trebuie să vă retrageți spre casă, le luați pe toate? Da, le luăm pe toate, nu le lăsăm acei. Ce ne puteți spune despre produsele din care recunoaștem și noi în fața telespectatorilor că am degustat astăzi? Sunt produse făcute aici, de dumneavoastră, produse tradiționale. Da, sunt produse tradiționale, naturale, care la munte sunt mult mai gustoase, cred că și din cauza aerului, că este mult mai tare. Și culoarea e cu totul alta, cel puțin aici unde avem unt, da? Noi obișnuiți cu cel din comerț, nu-l regăsim pe acela atât de galben ca acesta. Bineînțeles că este natural, de aceea este așa galben. Despre brânza, ce ne puteți spune? Brânza este altfel, cu totul și cu totul altfel în vârful muntelui. Iar acolo în castron, smântână? Da, avem smântână închegată, care este tradițional baideienilor. Se face cu mălai, care se servește cu mămăligă caldă, care este foarte bună. Ce ne puteți spune despre turiștii care vin aici la dumneavoastră? Înțeleg că sunt foarte mulți turiști străini care vin încoace, totodată, din ce ne spunea și domnul Era, au reușit să aduce chiar și copii aici. Cum îi vedeți? Ce vor să știe? Ce li se pare mai interesant? În primul rând, mâncările pe ei rămân foarte surprinși, iar libertatea. Pentru ei libertatea înseamnă foarte mult, se bucură foarte mult, mai ales de timpul frumos, tot timpul vin și cei care vin odată mai vin și altă dată. Deci pleacă foarte mulțumiți, nu le vine să mai plece. De multe ori se întunecă și ei rămân tot la mine. Au existat persoane care și-au dorit să rămână și aici peste noapte? Da, bineînțeles. Deci au mai rămas și peste noapte, nu a fost nicio problemă. Deci noi primim pe toată lumea, indiferent cine ar fi. Vine ursul aici? Ajunge ursul aici? Știți că mulți când aud de munte se gândesc, mai ales acum, în ultima perioadă, la prezența urșilor. Noi n-am avut probleme până acum, de aici încolo nu se știe. Niciodată în viitor nu se știe. Dar n-am avut probleme, nu. Le-am putea spune telespectatorilor până când v-ar putea găsi aici, cu aproximație, până în ce lună a anului? Da, septembrie. La sfârșitul septembrie tot timpul cumpărăm. Asta depinde și de vremea care este. Că dacă se strică, este frig, ninge, coborâm la vale. Anul trecut, de exemplu, am stat până la începutul octombrie. Pe 4 octombrie am coborât. Asta depinde cum este clima. Cum vedeți în ultima perioadă, dacă și aici se văd diferențele acestea și schimbările climatice, cum le percepeți aici la munte? Se văd anumite modificări? Le resimțiți și dumneavoastră? Da, se resimt și la animale, dar nu avem nicio putere. Am văzut găinile acolo foarte, așa să spunem, nestingherite, se bucurau de verdeața de aici. Cred că cei care vin aici au posibilitatea să le vadă până la urmă în arealul lor, chiar și aici la munte, poate prea puțin s-ar aștepta să vadă găinile la altitudine așa de mari. Da, nu sunt surprinși, pentru că totuși
este libertate. Sunt foarte mulțumit, mai ales când le văd și când le fierb o mămăligă caldă, rămân foarte surprinși. Mai ales că știu că sunt de la ele, de la câini. Da, bineînțeles, o nestresate. Da. Au existat momente în care v-ați gândit să renunțați să mai veniți încoace? Momentan nu, dar viitor nu o să pot veni tot timpul. Deci avem foarte mulți ani de când suntem aici, peste 30 de ani de când părinții mei au fost. Am venit eu în locul lor, dar după mine nu cred că mai e cine din familie să vie. Nu mai sunt persoane interesate, ca să spun așa. La mine din familie nu mai are cine, pentru că copiii au mers mai departe, au serviciile lor, nu o să mai ne moștenească în privința asta. Și totuși ar exista persoane din afara familiei cărora să le predați ștafeta, dacă putem spune așa? Asta depinde de ei dacă le place, că nu le place la toată lumea. Deci nu este atât de ușor ca să le ții la munte o vară întreagă. Asta, de asta vă întrebam, cât de greu este? Este greu. Cel care nu este obișnuit, este foarte greu. Dar pentru mine, care este obișnuită și crescută de la un an pe munte, deci mie nu mi se pare greu. Dar cineva ca să înceapă la 25 de ani, 30 de ani să vină munte, să stea o vară întreagă, este foarte greu. Curentul doar la generator, nu? Da, avem și panouri solare și generator. Acum la televizor? A, nu ne prea interesează când avem timp. Am putea să ducem și televizor, dar nu. Nu ne prea interesează. Mai mult internet. Am înțeles. Merge semnalul și la telefon, am văzut aici. Da, și la telefon, avem și internet. Mai cade internetul când este vremea foarte rea, furtună. Deci mai cade. Da, le revedem. În perioadele, eu știu, poate cu vânt mai puternic, poate cu, chiar și în perioadele acestea de vară, sunt turiști care vin încoace să se refugieze? Da, mai vin. Cei pe care îi prinde ploaia, viscolul, se bagă. Am avut de a veni și noaptea la 10 să-i găzduim. I-am găzduit că doar nu era nicio problemă. Ar fi chiar cum să lași un om în vreme rea afară. Da, dar cei care n-au apucat să petină nu se aventurează, pentru că nu e atât de ușor pe munte când este furtună și viscole și este greu. Ce vă aduceți aminte din perioada copilăriei când veneați aici? Nu știu, poate sunt anumite povești sau poate chiar anumite momente de care vă amintiți, nu știu, poate chiar cu vremea aceasta neprielnică sau din contră povești spuse, uite, aici la foc, care v-au rămas acolo, nu știu, întipărite. Poate vi aduceți aminte pe cei din familie altfel? Eu fiind copil am crescut pe Almunți, pe la Frotoșteanu, acolo au fost bunicii mei tot timpul. Dar noi nu realizam ceea ce se întâmplă când eram copii, pentru că mi-aduc aminte la o Sfântă Mărie, ningea și noi ne bucuram, iar bunica plângea. Deci, nu, noi am avut o copilărie foarte frumoasă în privința asta. Și faptul că era departe de toată, nu știu, agitația, ca să spunem așa, poate că nu era chiar atât de multă agitație, dar oricum erați departe de lumea satului. Da, eram departe, dar ne plăcea. Nu știu, aveam oi, ne duceam și cu oile, cu măgari, ne jucam, deci pentru noi era totul o joacă, nu era muncă, nu era... Putem spune că o viață a trăit pe munte, s-ar putea spune? Da, o bună parte da, viață, da, da. Ce reprezintă pentru dumneavoastră muntele? Deci vacanțele, 2-3 luni, se știa, cel puțin 2 luni, se știa că mai aveam și la mare și... Deci... Dar 2 luni pe an, tot timpul eram la munte. I-a ajutat pe bunici, pe părinți? Da, i-a ajutat, că dacă nu, nu este ca copilul din ziua de astăzi, pe noi ne munceau. Revenind în zilele noastre, turiștii când vin aici au posibilitatea, dacă și-ar dori, nu știu, să cumpere o bucată de brânză,
Da, bineînțeles. Da, da, tot timpul. Cei care vin cumpără urdă, brânză, unt, deci tot timpul cumpără. Să înțelegem că îi așteptați cu brațele deschise în orice moment aici. Bineînțeles, dintotdeauna când au venit au fost bine primiți. Și acum, pe final, o să vă rog să le și spuneți telespectatorilor cu cine au avut plăcerea să stăm de vorbă, nu de alta, dar ne-ați primit așa cu brațele deschise și e bine ca cei care ne privesc la această oră să știe pe cine găsesc aici și de cine întreabă când vine zona. Da, Mariana Semenescu din Vaidin. Mulțumim tare mult și ce să vă urăm? Să aveți zile frumoase aici, chiar dacă sunt grele și nu sunt tocmai ușoare, și să vă regăsim sănătoasă, da? Și eu vă aștept cu drag. Și să ne faceți la fel, preparate tare bune. Bineînțeles, vă aștept cu drag să veniți când doriți și de câte ori aveți drum. După asemenea gânduri bune, peisaje superbe regăsite în zona montană a județului Vâlcea și cu bucuria de a fi pășit într-o stână tradițională, a trebuit să le lăsăm pe toate în urmă și să ne continuăm călătoria prin Vâlcea turistică, de data aceasta cu un ultim popas la Mănăstirea Bistrița. Am coborât din ținutul muntos superb al județului Vâlcea. Nu întâmplător ne aflăm la Mănăstirea Bistrița, de aici, din județul Vâlcea, pentru că se știe, Vâlcea este încărcat de istorie monahală, un lăcaș de cult reprezentativ pentru județul Vâlcea și nu departe de aici, alte trasee turistice îi poartă pe cei care vin în zonă dornici să bată la pas cărările de munte, foarte aproape cele mai înguste chei în calcar din țară, peșterile de aici, foarte multe lucruri pe care turiștii le pot descoperi în momentul în care vin aici. Traseul turistic pe care noi am fost la stână pornește de aici, merge prin cheile Bistriței, ajunge în curmătura Rodeanul la Zânoagă și coboară pe la stână, pe la Cucora, în Malaia, în zona cascadei Scoruș. Cumva suntem tot pe acest traseu, chiar dacă noi am ocolit un pic ca să ajungem aici, n-am folosit traseul în totalitate, într-adevăr cu obiective turistice diversificate, cu o istorie a locului extraordinară. Trebuie să știm că tot ce era acolo sus, oamenii toți care lucrau acolo sus erau cu gândul la credință, la ortodoxie, la mănăstiri și veneau de foarte multe ori și se reculegeau sau se rugau la această mănăstire. De altfel, o mare parte din teritoriu în decursul timpului a fost donată de boierii care veneau cu bani la mănăstiri și aduceau tot felul de lucruri, a fost donată de boierii Craiovești sau de alții ulteriori mănăstirilor, deci cumva suntem tot în preajma acestor activități. Și mănăstirile au avut o contribuție importantă la păstrarea tradiției, chiar a păstoritului, a oieritului, pentru că și mănăstirile aveau animale și trăiau, viețuitorii de la mănăstiri umblau în zona de munte și acum sunt o mulțime de oameni care se retrag, se reculeg în zona montană, stau liniștiți acolo, se roagă pentru noi din anumite locuri, așa că suntem într-adevăr într-o zonă încărcată de credință, de religie, dar și încărcată de istorie. Povesteam, aminteam de cele mai înguste chei în calcar din țară, nu departe de acest loc în care ne aflăm și noi aici și totodată putem să le spunem că aici e o zonă încărcată din punct de vedere al peșterilor. Suntem într-o zonă de calcare formată cumva în urmă cu 10 milioane de ani, aici a fost mare, tot ce avem calcare aici sunt coși de cif de coral. Dacă urmărim cursurile râurilor, vedem că în timp unul dintre cursuri a mers mai repede, a erodat mai mult valea și tot așa,
formând peșteri dinspre anumite voi, spre exemplu, dinspre Costești, dinspre Bistrița, în cazul de aici, am dinspre Bistrița spre Costești, în altă perioadă de timp, avem chei un pic mai aproape și altă zonă de calcare în Cerna, în comuna Vaideni, care continuă spre județul Gorj până în cheile Galbenului, sunt cheile Oltețului, cheile Galbenului sau mai puțin cunoscutele cheile Tăruiei, și acolo avem la fel toată zona Buila, dar mai ales zona Cerna, totalizând o lungime de peste 80 de kilometri de galerii. Nu se știe foarte mult despre ele pentru că nu se deschide circuitul turistic. Într-adevăr, aici avem peștera Sfântului Grigore de Capolitul și peștera urșilor care sunt vizitabile, dar noi avem peșteri lungi de zeci de kilometri în zona Cerna care sunt închise circuitului turistic pentru că sunt dificil de amenajat, au cursuri de apă subterane și pericole de tot felul, acolo intră doar cercetători. Asta vreau să spun că dumneavoastră, cu specialiștii, ați studiat îndelung. De zona de la Cerna și puțin în partea asta se ocupă Silex, un club de la Brașov, Silex Brașov. Noi am intrat cu dânsii acolo, am avut și o acțiune acum câțiva ani de zile de salvare de acolo, foarte, foarte dificilă, poate cea mai grea în mediul castic. Dar la un moment dat o să apară, probabil că în câțiva ani de zile, o să apară o hartă a tot ce înseamnă peșteri. Se încearcă chiar să organizeze un congres al speologilor în zona Horezu. Suntem în discuții cu cei de la Brașov pe această temă și cu siguranță la momentul când se va hotărâ Consiliul Județean, eu sunt convins că va veni cu contribuție și va sprijini, pentru că am văzut că domnul președinte se bagă în tot ce înseamnă artă, cultură, cercetare, în toate, a venit cu sprijin, sigur va veni și aici, drept pentru care, într-adevăr, zona castică și zona montană de unde ne aflăm noi acum, din partea de nord a județului Vâlcea, este spectaculoasă. Se vehicula acum, nu știu, vă rog să mă corectați dacă greșesc, la un moment dat o cifră undeva la 60 de peșteri? Nu, sunt mult mai multe peșteri, sunt peste 100 de galerii, dar v-am spus, numai una dintre ele, în zona Cerna, este studiată galeria principală pe la 6 km, aproape 7 km lungime. Ea ar trebui să fie de vreo 9 km între Cerna și Olteț, iar în general se aplică un coeficient de 8 și asta înseamnă că ar fi vreo 48-50 de km de galerii, cea principală și cu cele secundare. Deci mult, mult de tot. Ce le-am putea spune despre peștera Liliecilor? Peștera Liliecilor, peștera Sfântului Grigore, e vizitabilă. Accesul este ușor, este de aici, din spatele mănăstirii. Acolo putem să vedem o bisericuță mai veche, construită de viețuitorii de la mănăstire în decursul timpului. Se spune că acolo a stat de tras Sfântul Grigore când a vrut să-l ia, să-l ducă din nou la Istanbul. Ea are și ceva familii de lilieci. E bine să nu deranjăm, vara nu sunt probleme pentru că oricum ei ies, dar iarna dacă îi scoatem din hibernare, înseamnă moarte sigură pentru ei, pentru că nu se pot hrăni. Vorbim despre toate aceste obiective turistice, însă aș vrea să ne oprim un pic și asupra comportamentului pe care un turist ar trebui să-l aibă, fie că vorbim de un areal protejat, fie că vorbim despre alte trasee neincluse, da, într-o arie protejată, dar acolo unde trebuie să avem un anumit comportament, astfel încât să nu aducem prejudicii nici naturii, nici faunei, nici florei, totodată. De ce ar trebui să țină turiștii cont în momentul în care își doresc să pornească la pas, să se bucure și să aibă și amintiri frumoase, să nu se aventureze și să lase în urma lor amintiri neplăcute? În primul rând, o ieșire în zona montană, o ieșire în general. Se face după un plan
Iar atunci când avem un plan bine făcut, știm ce ne trebuie, ce echipament, dacă trebuie mai tehnic, mai puțin tehnic, dacă intrăm în zone dificile sau nu, dacă avem pregătirea fizică, pregătirea tehnică să intrăm într-o zonă mai dificilă. Deci toate astea trebuie să le cunoaștem înainte de a porni pe un traseu turistic sau pe un traseu, eu știu, de cățărare, de alpinism, via ferată. Asta este primul lucru care trebuie. După care vin celelalte, conduita. Conduita trebuie să fie una normală, una lejeră și să fie aceeași disciplină pe care o avem acasă. Adică dacă la noi în casă nu aruncăm hârtia aiurea, la noi în casă nu tragem și rupem masa, nu tragem de perdele, aceeași conduită, același lucru trebuie să-l facem și în timpul deplasării în zona montană sau în timpul unei excursii, pentru că altfel distrugem, riscăm noi să avem probleme, lăsăm în urma noastră gunoaie, poate pe cele care le lăsăm într-o anumită zonă nu le mai vedem, dar dacă toată lumea lasă așa, nu o să mai ajungem să mergem niciodată pe munte. Eu sunt încrezător. Din ce în ce lumea e mai disciplinată, mai curată, mai bine pregătită. Sigur, sunt și persoane pe care e greu să le educi sau nu le vei educa niciodată. Dar cu cât sunt mai puține aceștia, cu atâta ceilalți care sunt disciplinați, sunt bine pregătiți, au o excursie, au o ieșire mult mai bună. Lăsând la o parte, ca să spunem, toate aceste recomandări și având în vedere că ne-ați însoțit astăzi și totodată am vorbit și despre partea de implicare a salvamontului, aș vrea pe această cale să le mulțumesc eu în nume personal tuturor celor care fac parte din echipa Salvamont Vâlcea, pentru că pe cât de frumos încercăm noi să arătăm că este acest județ, atât de solicitant poate fi. Și tocmai ce le spuneați și dumneavoastră, ca momentul în care se pornesc la drum, să țină cont de anumite lucruri, pentru că de multe ori, iată, din dorința de poate de a se aventura, poate de a nu lua în calcul tocmai aceste recomandări, ajung să apeleze la dumneavoastră. Și în spate stă o întreagă echipă. Și mulțumirile ar trebui să se îndrepte până la urmă pentru fiecare. Fiecare pentru întreaga echipă. Da, suntem în afară de situația în care sunt acțiuni sau atunci când ne întâlnim cu turiștii pe trase, de felul nostru suntem mai retrași și ne vedem mai puțin vizibili. Eu știu, ne dorim ca lumea să înțeleagă și să asculte fără să folosim noi mijloace, nu știu, coercitive. De altfel nici nu sunt de acord cu sancționarea fel al vreunui om. Sunt de acord cu educația, nu cu sancțiunea. Poate că și sancțiunea duce la o educație, dar nu îmi place, îmi place să trec pe lângă om, să ne înțelegem, să fim. La fel sunt și colegii mei. Toți cei care fac parte din Salvamont, din Vâlcea, din Salvamont din România, sunt educați și informați în așa fel încât să aibă o relație cu turistul, una plăcută, una lejeră, nu una de forță. Și nu ne dorim în zona montană niciodată să existe relații de forță între instituții și turiști. Trebuie să simtă turiștii libertatea de care au nevoie și dacă acolo în munte te întâlnești, chiar cum suntem noi instituție, cu un om blând, calm, lejer și îți explică, cu siguranță vei înțelege dacă instituția cu care te întâlnești este un pic agresivă, dacă, nu știu, oamenii cei care locuiesc acolo, cei de la sunt agresivi, atunci excursia ta, fie ea care are un peisaj extraordinar, aerul exterior, totuși undeva scârție. Și atunci noi, salvamontiștii, suntem decât de această părere. Discuțiile să fie libere, lejere și plăcute între noi și turiști. Ne mai putem spune încă o dată pe ce căi vă pot găsi, cum anume vă pot apela, astfel încât este în momentul în care au nevoie de ajutor să apeleze la Este simplu, da, este simplu,
pentru orice informație și orice avem aplicație Salvamont, avem dispecerea național Salvamont, iar pentru situațiile de urgență 112 sau dispeceratul Salvamont. Călătorim prin tot județul Vâlcea și bucurându-vă ochii totodată de toate priveliștile frumoase din zona montană a județului Vâlcea, știu că vă fi greu să ne spuneți dacă e una care vă e mai dragă și dacă e una din care vă întoarceți de fiecare dată cu plăcere, dar și altele unde știți că poate de acolo vin, nu știu, mai multe apeluri către Salvamont. Călătoresc cu plăcere peste tot, în afară de loc unde m-am născut, unde am crescut, unde e clar, tot timpul vom avea o emoție când ajungem acolo, pentru că așa este, toate la mine sunt egale. Ce este foarte important, oricare dintre zone extraordinar de frumoasă și ori de câte ori ne ducem într-o zonă, găsim ceva în plus. Nu știu, anul ăsta prindem frunza ruginită într-un fel, verdeața pădurii într-o primăvară altfel, ghiocei sunt, se văd altfel, petele de zăpadă sunt mai mari sau mai mici primăvara, iarna, viscolul e într-un fel, bate soarele și oferă o lumină aparte pe care o reflectă zăpada. Nu știu, sunt multe lucruri pe care astăzi le găsești într-un fel, mâine nu, de aceea nu poți să evaluezi ca și peisaj. Ca și unde vă e mai drag? Mie mi-e drag peste tot. Județul Vâlcea mi-e drag pentru că e județul meu. Deci nu pot să spun, în afară de locul unde m-am născut, de Stroiești, de satul Cireșu, toate sunt la fel de dragi. În ceea ce privește restul, echipament și pregătire, încă o dată trebuie să fim atenți pentru că altfel ajungem în situații dificile. Am întrebat acest lucru având în vedere intervențiile pe care dumneavoastră le aveți în diferite zone ale județului Vâlcea. Recunosc cu ceva ani în urmă când realizam anumite interviuri pentru Radio România Actualități, îmi spunea că într-adevăr sunt anumite zone de unde se înregistrează mai multe apeluri către Salvamont, în cheile cheii, acolo sigur, fiind zonele unde poate anumite persoane se aventurează pe... Nu, sunt zone în care condiția fizică, echipamentul, trebuie să fie mult mai avansat. Sunt turiști care nu realizează acest lucru, care nu se informează corect. Și atunci, până la un anumit grad de dificultate, zone gen creasta Latoriței, creasta Căpățânilor, creasta Munților Lotrului, toate sunt cam fără probleme. Buila Vânturarița, Făgărașul, Cozia sunt zone un pic mai abrupte, mai stâncoase, în care condiția fizică trebuie să fie alta, echipamentul trebuie să fie altul și atunci persoanele care nu ajung la nivelul ăsta de pregătire, la nivelul de dotare pentru acea zonă, ajung în situații dificile sau chiar în accidente. De aceea, într-adevăr, pe iarnă sunt pârtile de schi și rămâne Cozia și Buila, iar vara este Buila Vânturarița cu cheile cheii cu ce e în zona asta, Masivul Cozia și Masivul Făgăraș, care sunt cele mai grele și cele mai dificile și cu problemele cele mai multe. Că aduceți vorba de probleme, trebuie să abordăm și situația asta. Ce ar lipsi sau ce lipsește județului Vâlcea pe partea aceasta de intervenție, lăsându-vă pe dumneavoastră și echipa Salvamont Vâlcea aflată în subordinea Consiliului Județean Vâlcea? Sunt destule probleme care poate la diferite intervenții vă loviți vrând nevrând de ele și poate dacă s-ar uni forțele altfel, poate și timpii de reacție, de ce nu, ar fi mult mai scurți. Cel mai important este să avem elicopter în zona noastră sau chiar în județul nostru. Și știu că președintele Consiliului, domnul Rădulescu, se luptă pentru acest lucru și este... Toată stima, dacă reușim să facem treaba asta, să avem hipodrom, helioport, nu știu ce vor să facă la Budești. Deci dacă am avea bază
de plecare de la Budești în zona montană, cu siguranță că timpii de reacție sunt cu totul și cu totul alții. În momentul de față, timpii plecările pentru elicopterul cu troliere de la Târgu Mureș sau de la Caransebeș, cel care de fapt trebuie să și deservească zona noastră. E destul de, durează 40 de minute. Da. Una e să pleci de la 40 de minute, alta e de la 10-5 minute de locul accidentului. Asta ar fi. Altfel, echipament de câte ori a fost nevoie s-a reușit. Într-adevăr că este nevoie de dotare pentru pârtiile de schi, este nevoie de dotare. Banii vin greu, banii sunt puțini și întotdeauna s-a cumpărat cam ce trebuia. Altfel, situațiile noi nu am avut, eu nu mi-aduc aminte să fi avut situații în care să nu fi putut interveni sau persoanele care au avut nevoie de noi să fi reclamat vreodată că reacția a fost greoaie, că nu ne-am prezentat la acțiune, că nu vorbesc cam în general de toate instituțiile, pentru că noi interferăm la acțiunile de salvare cu ISU, cu jandarmeria, acolo unde este cazul, și una peste alta cu ambulanța și una peste alta lucrând împreună. Timpul de reacție este, cel puțin ca primă reacție la orice accident, este foarte scurt, pentru că oricare dintre aceste instituții, în momentul în care s-a făcut apelul, intervine ca primă reacție de acolo de unde este. Și atunci este imposibil să nu avem una dintre instituții în preajma locului unde se produce accidentul. După care organizarea de extragere, de acordarea primului ajutor și de extragerea victimelor, a accidentaților din acea zonă, se face în funcție de competențe de către instituțiile care trebuie să intervină în zonă. Pentru ca telespectatorii să înțeleagă importanța unui elicopter pentru județul Vâlcea, v-aș ruga să le mai spuneți încă o dată telespectatorilor faptul că multe intervenții necesită prezența acestor elicoptere, cu atât mai mult cu cât, iată, tocmai aici încercăm să le și arătăm, sunt zone unde turiștii ajung din diferite motive și au nevoie de ajutor pentru a fi salvați. Este un lucru extraordinar în momentul de față faptul că IGAV-ul intervine sau pune la dispoziție elicopter fără să facem demersuri altele decât cele directe. Adică eu solicit prin 112 elicopterul, intru în legătură cu elicopterul care trebuie să plece și vine acolo unde trebuie. ISU Vâlcea are nevoie de elicopter. Solicită elicopterul, vine elicopterul. Acum câțiva ani de zile trebuia să sun la minister, să dea ministrul aprobare, să ridice aeronava, să vrea și pilotul. Acum, dacă pilotul constată că are culoar de zbor, vine fără probleme. Dovadă, în masivul Cozia era greu de urcat, dificil, pierdeam timp să urcăm tot echipamentul pentru intervenția terestră, a venit Craiova, ne-a urcat pe noi o parte dintre băieți și echipamentul. Am făcut pregătirea pentru extragere pe cale terestră a victimei de sub Durduc, iar în același timp elicopterul de la Caransebeș cu troliere a plecat din Caransebeș, a putut să extragă prin troliu victima să ducă la Brezoi. Noi ne-am retras cu echipamentul, dar niciodată nu am abandonat cele două variante. Deci operațiunea era foarte bine pusă la punct, dovadă, deci IGAV-ul a putut să trimită două elicoptere în același timp pentru salvarea unei persoane. Lucru care încă o dată acum 10 ani nu se făcea. Dar dacă elicopterul ar fi plecat din Vâlcea, atunci ar fi și mai și, pentru că am fi imediat. Sunt situații în care în zona montană ai cod portocaliu de vreme rea. Nu-mi trece nici Târgu Mureșul, nu poate să treacă zona montană, nu poate să-mi vină nici Caransebeșul. Și atunci, dacă eu am gen cheile Bistriței aici, o zonă unde e greu să intru cu targa și să scot pe cale terestră, sigur n-am putea să intervenim cu elicopterul. Și atunci singura
modalitate de a urgenta lucrurile este aducerea unui elicopter la Râmnicu-Vâlcea. Încă o dată, eu cred că lucrul acesta se va realiza de către Consiliul Județean Vâlcea. Vă mulțumesc pentru toate aceste precizări, pentru ca și telespectatorii să înțeleagă cât de important este a ține seama de toate acele recomandări, că pun pe drumuri, da, foarte multe forțe și de tot efortul pe care îl depuneți, indiferent de zona montană a județului Vâlcea și indiferent de locul în care vi se solicită ajutorul pentru a fi prezenți și până la urmă pentru a-i salva pe oameni, pentru a salva vieți omenești. Și vă mai mulțumesc pentru că astăzi ne-ați însoțit într-o zi extraordinară pentru a arăta o parte din frumusețea județului Vâlcea, pe care sper să le fi trezit curiozitatea să vină singuri până la urmă să se convingă de ceea ce noi le-am arătat astăzi, pentru că până la urmă frumusețea locurilor se dovedește a fi vizibilă cu ochiul la fața locului. Da, și noi trebuie să vă mulțumim pentru că prezentați, cum nu se poate mai bine, cel mai frumos județ din România, așa cum ne place nouă celor de la Consiliul Județean să spunem. Și totodată vreau să vă spun că scopul înființării salvamontului, cel puțin în județul Vâlcea oficial în 1995, a fost clar salvarea persoanelor din zona montană, iar acest lucru s-a datorat unui deces a unei persoane din județul Olt care a murit refrigerat de frig, ca să înțeleagă toată lumea, din cauza că nimeni nu s-a dus să-l salveze, deși fratele lui a umblat în Călimănești, în Râmnicu-Vâlcea, a căutat la poliție, la jandarmerie, la nu știu ce, și nicio instituție nu s-a dus. În final s-a dus armata de la Vânătorii de Munte, s-au dus de la Vlădești, dar când au ajuns acolo, persoana era decedată. Decizia a luat-o doi tineri de munte atunci, Vlad Dumitriu, Dan Jinar, ne-am strâns toți la cabana Cozii, am făcut presiune pe Consiliul Județean, pe președintele Anton Mițaru de la acea vreme, s-a dat hotărâre și de atunci Consiliul Județean Vâlcea a cheltuit bani, noi am muncit, să știți că nu cu bani, deci trebuie să înțeleagă lumea că noi am muncit gratis ca să salvăm oamenii din județul Vâlcea, pentru că atunci ne-am dat seama că dacă noi, cei care putem să facem acest lucru, cei care cunoaștem zona montană, și care suntem cu sufletul alături de turiștii din zona montană, și nu e o laudă, nu e o fățărnicie, chiar suntem cu sufletul, e o realitate, noi venim toți din zona oamenilor de munte, noi toți acești oameni ne-am hotărât să facem aceste echipe de intervenție și într-adevăr în momentul de față sunt în jur de 30 de persoane care... Și răspuns la următoarea întrebare. Da, suntem în jur de 30 de persoane care intervenim în județul Vâlcea pentru salvarea montană. Și lor le mulțumim încă o dată pe această cale, tuturor celor de la Salvamont Vâlcea. Mulțumim pentru tot ceea ce faceți, pentru ca turiștii ce vin aici în județul Vâlcea să fie în siguranță, să fie salvați, și ne promiteți că data viitoare ne veți duce în noi zone frumoase a județului Vâlcea. Cu siguranță, da, cu siguranță, pentru că avem multe lucruri de văzut. Mulțumim tare mult. Și noi mulțumim. În speranța că v-am putut oferi alte destinații spre care să vă îndreptați pașii, dar și informații utile înainte de a vă porni în drumeții în diferite zone din Vâlcea turistică, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire sâmbăta viitoare, tot aici, pe Antena 3 Vâlcea, de la ora 12. Sunt Ana Maria Cârstea și vă dau întâlnire la fiecare final de săptămână să descoperim împreună Vâlcea turistică.
Să pornim așadar în călătoria noastră prin Vâlcea turistică, doar pe Antena 3 Vâlcea.